La sediul primăriei din cartierul Burdujeni se află depozitate încă 17 dintre cele 20 de tone de făină trimise de la Uniunea Europeană, urmând ca pe 22 septembrie să se primească și cantitatea de zahăr necesară. Chiar dacă produsele sunt gratis, sucevenii nu se înghesuie să și le ia. Deci cei care se știu îndreptățiți, cei care au ridicat anul trecut, se prezinte la primăria municipiului Suceava în intervalul orar 8-16, după caz cu buletin de identitate, cu acel certificat de cuponul de pensie sau de șomaj de la caz la caz. Din municipiul Suceava, 6500 de persoane se află în condițiile de a primi 19 kg de făină și 6 kg de zahăr. Aceste persoane trăiesc de pe urma venitului minim garantat, suferă de handicap sau, în cazul pensionarilor, au pensia mai mică de 4 milioane de lei vechi. În județ, 90.000 de suceveni se află în aceste condiții și beneficiază de ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană prin intermediul primăriilor, care trebuie să amenajeze spații de depozitare pentru cantitățile de făină și zahăr.